Coale în haină roasă în coate, într-un calul văd de capă, tot s-o coate și s-o coate, și de frig la piept și-n pietre, murând halatul vechi, își înfundă gâtul Müller și bumbacul în urechi, uscăți-vă așa cum este, gârbovit și de nimic. Universul fără margini e în degetul lui mic. Că-ți frunte-i viitorul și trecutul se încheagă, precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr, așa el sprijină lumea și vecina într-un număr. Într-o clipă poartă gândul înădărât cu mii de veacuri. La început, pe când ființă nu era nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu se ascundea nimica, deși tot era ascuns. Când pătruns de sine însuși, ascundea cel nepătruns. Fu prăpastie, genune, fu noian întins de apă, n-a fost lume pricepută și nici minte s-o priceapă, căci era un întuneric ca o mare fără o rază, și nici ochi care s-o vază, umbra celor nefăcute nu începu să se desface. Și în sine, împăcată, stăpânea eterna pace. Dar deodată un pumn se mișcă, cel din tâi și singur. Iată, cum din haos face numă, iar el devine tatăl. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boba spumii, e stăpânul fără margini, peste marginile lumii. De atunci, negura eternă se desface în fâșii. De atunci răsare lumea, lună, soare și stihii. De atunci și până astăzi, colonii de lumi pierdute vin din sure văi de haos pe cărări necunoscute. Și din roiul luminoase, izvorând din infinit, sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Iar în lumea asta mare, noi, copiii ai lumii mici, facem de pământul nostru mușunoaie de furnici. Microscopice popoare, regi, oșteni și învățați, ne succedem generații și ne credem învățați. Muși de o zi pe o lume mică de se măsură cu potul. În acea nemărginire ne învârtim, uitând cu totul cum că lumea asta întreagă e o clipă suspendată. Când rătui și înainte, întuneric se arată, precum pulberea se joacă în imperiul de raze, mii de fire viorie, ce curază, încetează, astfel într-a veșniciei noapte pură, adâncă, avem clipa, avem raza, stinge, totul piele, ca o umbră întuneric, căci e vis al neființei, universul cel chimeric. În prezent, cucetătorul nu-și oprește asta minte, ci într-o clipă gândul duce mii de veacuri înainte. Soarele, ce azi e mândru, el îl vede trist și ros, cum se închide ca o rană printre nori întunecoși, cum planeții toți îngheață și ca zvârle beri în spațiu, ei din frânele luminii și al soarelui scăpați, iar catapăteasma lumii în adânc s-au negrit, ca și frunzele de toamnă. Toate stelele au pierit. Timpul morții întinde trupul și devine veșnicie, căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie și în noaptea neființei totul cade, totul de-a totul tace. Căci în sine, împăcată, reîncep eterna pace. Începând la talpa însăși a mulțimii omenești și suind în susul scării până la frunzile crăiești, de-a vieților din mai vedem pe toți munciți, fără a ști să spunem care ar fi mai nenorociți. Unul e în toți, precum una e în toate, deasupra tuturor a se ridică cine poate. Pe când alții stând în umbră și cu inima smerită, neștiut se pierd în taină, ca și spuma nezărită. Ce-o să-i pese soartei oarbe, ce vor ei sau ce gândesc? Ca
și vinul, ca și vântul valul trece peste traiul omenesc. Fericească scriitorii, toată lumea recunoască. Ce-o să aibă dintre acestea pentru el bătânul dască? Nemurire, se va zice. Este drept că viața întreagă, ca și iedra de un arbor, doi idei se leagă. Doi muri, își zice în sine, al meu nume o să-l poarte secolii din gură în gură și l-o duce mai departe. Și-ar găsi de-a pururi pretutindeni în unghiul creier și-or găsi cu al meu număr adăposta mele scrie. O, sărmane, ții tu minte câte în lume ai auzit, ce-ți trecuve dinainte, câte singur ai vorbit. Prea puțin, de aici, de colo, de o imagine fâșie, vreo umbră de gândire, o rupete de hârtie, și când propria ta viață, singur noștri de rost, ori să-și bată alții capul, s-o pătrundă cum a fost. Poate vreun pedant, cu ochii ce-i verzui peste un veac, printre tomuri brăcuite așezat și el un brac, aticismul limbii tale o să-l pune la cântări. Colbul ridicat din carte, ți l-o sufla din ochelari și te-o strânge în două șiruri așezând de la coadă într-o notă piezărită sub o pagină neroadă. Poți zidi o lume întreagă. Poți să o sfarmi, orice spune peste toate o lopată de țărână se depune. Mână care au dorit sceptrul universului și gânduri ce au cuprins tot universul în cap bine în patru scânduri. Ori să vie pe-a ta urmă în convoi de mormântare, splendid ca o ironie și priviri nepăsătoare, iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel, nu slăvindu-te pe tine, nu slăvindu-se pe el, sub anumelui tău umbră. Iată tot ce te așteaptă. Va să vezi, posteritatea este încă și mai dreaptă. Neputând să te ajungă, crezi că vrea să te admire. Ei vor aprecia desigur biografia subțire, care s-o încerca să arate că n-ai fost un lucru mare. Am fost om, cum sunt și dânsii. Măgulit e fiecare că n-ai fost mai mult ca dânsul. Și prostate cele nări și le umflă și cine în savante adunări, când de tine se vorbește. S-a înțeles de mai înainte cu ironică în grimasă să te laudă cuvinte, astfel încăput pe mâna oricărui te va drege. Relor zice că sunt toate câte nu vor înțelege. Dar afară de acestea, vor căta vieții tale să-i găsească pete multe răutăți și în scandale, astea toate te apropie de dânsii. Nu lumina ce în lume e revărsată, ci păcatele și vina, oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt într-un mod fatal legate de o mână de pământ. Toate micile mizerii unui suflet chinuit, mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit. Între ziduri, printre arbori, ce se scutură de floare, cum revarsă luna plină, liniștită a ei splendoare. Și din noaptea amintirii, mii de doruri ea ne scoate, amorțită de durerea. Le simțim ca în vis pe toate, căci în propria ne lume ea deschide poartea întâlnirii și ridică mii de umbre după stinsul lumânării. Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară și câți codri ascund în umbră scânteiere de izvoară, peste câte mii de valuri strălucirea ta străbate. Când plutești pe mișcătoarea mărilor singurătate și pe toți ce deopotrivă sunt supuși puterii sorții, deopotrivă îi stăpânește raza ta și geniul morții. Mulțumim mult pentru acest moment.
capul din Androne. Și domnul Cristi Crăciun vrea să ne mai spune ceva. Doar câteva cuvinte de o datorie tristă, pentru că autoarea acestei cărți nu poate fi de față. E una de cele mai bune cărți care au apărut în ultima vreme despre Eminescu. Se numește, autoarea este doamna Bianca Oznaga și cartea Coștiința tragică eminesciană. Există, e un vers din Eminescu, unul din versurile grele ale lui, a pus în tine Domnul nemargini de gândire. Ce vrea să însemne acest nemargini de gândire, strânge aici ca să îi ridic o minge la fileu părintelui, deși el e Duhul, de cât mic mai greu să ridic eu așa, dar e un vers antropologic ăsta, nemargini de gândire. Omul care este o ființă limitată, are el această ilimitare a gândului și de aici condiția tragică umană despre care s-au scris atâtea lucruri de-a lungul vremii și căreia autoarea îi dedică această carte analizând felul cum apare această luptă teribilă între gând, cum zicea Plaga, dați-mi un trup voi munților, tot doriți să scape din această limită între gând și limitarea condiției umane. Se vorbește aici despre pesimismul eminescian, iarăși o idee pe care unii au interpretat-o la modul oarecum limitativ, au încercat să-l ferească pe Eminescu de acest calificativ de a fi un poet pesimist, ca și cum ar fi fost așa o boală rușinoasă. Nu, pesimismul este și condiția tragică a omului sunt legate, vin din fundamentele antropologice ale condiției omului căzut pe pământ. Poetul și le asumă așa cum și-a asumat tot ce ține de umanitate și autoarea cu o acribie teribilă și parcurgând bibliografia operei și bibliografia critică eminesciană, analizează condiția eroului, analizează, știți că există o carte faimoasă în filozofia noastră, tragicul ca fenomenologia limitei și depășirii, este exact ceea ce Eminescu încearcă. E aici problema geniului, care geniul sau eroul este tocmai cel care, noi spunem adesea despre Eminescu că e un geniu, dar ne-e greu să definim acest termen. Geniul ca tendință de a-și depăși condiția, de aici demonismul care apare uneori în poezia eminesciană, uneori des, ca la orice poet romantic. Și aici îmi aduc aminte în momentul acesta că părintele Baștovoi are un studiu foarte interesant despre demonismul la Eminescu, titanul, ironia romantică, revolta romantică, tot forța aceasta care încearcă să-l scoată pe poet în odela, în dincolo de limitele condiției sale, vizionarismul, cel despre care v-am vorbit mai devreme, conștiința tragică eminesciană este, în mod categoric, una dintre dimensiunile fundamentale ale operei sale, tocmai prin această tensiune absolută între ceea ce a sădit Dumnezeu în el, sau pe viorul, cum îi spune el adesea, și limitele, așa cum spune undeva acelei în poemul recitat mai devreme, acea țărână care rămâne în urma noastră. Este una din cărțile grele care s-au scris despre Eminescu în ultimele decenii. Pentru această
știu care este motivul. E o problemă de sănătate, da? Dar poate vă dăjduim. Soamnului și acolo este tot așa. Au mai pas. Eminescu. Invităm acum pe tinerii de la corul bisericii pentru preții noi. Blanca, află că din leagă Domnul este al Domnire, căci născută ești copilă din neferică iubire. Mânt, în schimb la Sfânta Ana, vei găsi la cele stele mângâirea vieții tale, mântuirea feței mele. Nu voi, tată, să usuci al meu suflet tânăr vesel, eu iubesc vânatul, jocul, traiul lumii alții vesel. Nu voi vorbi să-mi luptaie ce ne ajunge la cărcâie, să orbesc cetit pe carte în fumul vânăt de tămâie. Știu mai bine ce-ți priește, las de-a lui orice gând, mărinți ori de zi pe cavă către schiptul vechi și sfânt. Ea aude, plânge, parcă venea să plece în lume, dusă de pustie gânduri și cultori fără de lume. Și plângând, înfrână carul, calul ei ce alb ca leaua, îi netrează între coama și plecând îi pune șaua. Se avântă pe el și pleacă. Părul mânului cap în piept, când se uită înainte, nu privește în gărăt. Pe cărări pierdute în vale, merge cu o fără de capăt. Când a se liraze roșii, ascânțind din cer, scapăt. În mijloc de codul ajunse, lângă teiul înalt și vechi, un discurs ce îmi strajă sună dulce în urechi. Și ce bun ce să sune, freamăt, fermecat și dureros, inima-i creștea de dorul al străinului frumos. Cu ochii mari la ea se uită, plin de vis, duioși pe tine, flori de tei în părul negru și la șold în cor de argint. La castel în poartă, calul stă a doua zi în spume, dar frumoasa lui stăpână a rămas pierdută în lume. Whoa.
ne mulțumim tinerilor dincolo de la Biserica Prebucății Noi. Ei, fiecare duminică, săvârșesc acest act de cultură, cultul Sfintei Liturghii. Deși niciunul dintre ei nu are studii de specialitate, de muzică, totuși, dragostea lor, dragostea de cele sfinte și mai ales răspunsurile la Sfânta Liturghie, dar ați văzut și de câte ori au venit, au dat o mărturie de dragoste față de patrie, în sensul ei profund, așa cum ne învăța Ioan Alexandru, și în același timp o mărturie, o vibrație a unor tineri care se cuminică duminică de duminică prin cântare la Sfânta Liturghie. Continuăm cu poezia. Lumea cu stiurile, luna și cu soarele.
Cum am fost așa rău? Ne întrebăm ce rămâne din noi. Iată că Eminescu, așa cum spuneam la început, ne oferă o inimă. O inimă plină de vibrație și inspirația sa, așa cum s-a afirmat aici și de către domnul George Iene și de domnul Cristian Crăciu și de părintele Bogdan Georgescu și de toți cei care au vorbit în această seară, rămâne. Rămâne și aici parafrazez din Ioan Alexandru. Tot ce este bun și adevărat, tot ce este spre nobilarea omului, rămâne, să fim siguri, rămâne. Rămâne credința, rămâne rugăciunea. Și rugăciunea e împrânguși, dar și rugăciunea pe care tinerii au cântat-o în această seară, rugăciunea lui Eminescu. Rămâne, să fim siguri, rămâne și ne dorim să rămână ca o anamneză duhovnicească această seară în care noi am privilegiat împreună cu poetul nostru drag Eminescu, a cărei dimensiune profetică fiecare plac o gustă, se împărtășește de ea și spune de fiecare dată, Doamne, cât de actual este Eminescu. Și parcă ceea ce spunea atunci spune și astăzi împreună cu noi. Rămâne tot ce este bun și adevărat, tot ce este bucurie, tot ce este comuniune pe calea inimii, cum spunea Ioan Alexandru, pe calea inimii cu Dumnezeu și cu oamenii. Rămâne această întâlnire de sufletul noastră, împreună cu poetul nostru drag și mulțumim de această cale domnului Valentin Așdele, care a prilejuit această seară, director editurii Eigon. Putem să-i spunem Eigon? Da, suntem la greacă, noi cu ei spunem Eigon. Mulțumim domnului George Iene pentru aceste extraordinare analize, mărturii și cât de frumos a vorbit și a sesizat frumusețea aceste analize în privitoare la Ortodoxia românească. Mulțumim domnului Cristian Crăciun pentru această coborâre în profunzimea eminesciană, în timpul de timp. Acum stăteam și mă gândeam, Ciolan are, zice, căderea în timp și căderea din timp. El a căzut undeva în nihilism, dar a fost diric. Eminescu este fără deală conștiința noastră și rugăm pe Dumnezeu, pe Măicuța Domnului, pe care căreia Eminescu a lăsat această frumoasă rugăciune, să fie împreună cu noi pe cale și în același timp să avem mereu asemenea serie de privilegii și de întâlnire oamenii dragi ai neamului românesc. Mulțumim de asemenea dragilor noastre, Afrodita Androne, actriță la Teatrul Național, actriță Cerasela Popescu, care de fiecare dată a venit cu dragoste și ne-au încântat prin aceste momente poetice. Mulțumim de asemenea și domnului Daniel Cârstea și băieților de la Fundația Crux, care de fiecare dată ne asigură toate sonorizarea și toate celelalte. Mulțumim cu dumneavoastră. Fără dragostea dumneavoastră, fără răbdarea dumneavoastră, n-ar fi rămas acest moment. Rămâne Eminescu. Vă mulțumim. Doamne ajută! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și acum rea fericită și prea vinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Cherubinii și mai mărită fără de asemănare, să-ți afli.
care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea adevărată scăpare de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, pentru cernice Părinte, binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său pași, ca să ai bine de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumim, Doamne.